Vreau să-mi spui cum a fost viața ta înainte de momentul culminant în care aveai să afli că ești adoptat. A fost frumos până când a intervenit divorțul, când aveam vreo 7-8 ani. Mama este o persoană toxică, este o persoană toxică și în relațiile ei amoroase și în relații de prietenie. E o persoană complicată. Eu n-am avut o casă care să-i spun casă. Cum a fost perioada divorțului dintre tatăl tău adoptiv și mama ta? A fost oribil. Acum regreți? Acum nu aș mai lua aceeași decizie, m-aș fi dus la tata, da. Chiar mă pun și eu întrebarea asta, oare ce am însemnat eu pentru mama în viața ei? Și știu, am răspunsul. Și care răspuns? Ea a fost o alegere de impuls și de moment, așa cum a povestit și ea pe la alte posturi, că a fost întrebată de ce a adoptat. Nu știu care e adevărul, sincer. Mi-a zis pe șleau, efectiv, eu nu sunt mama ta naturală, ești adoptat, dar te-am dorit foarte mult, te iubesc, emoționalul. Nu v-ați mai spus lucruri? Nu. Nu v-ați mai văzut? Dar da, spun sincer că eu mă gândesc că poate mâine mama nu mai e și eu nu o s-o văd, nu o s-o apuc să-i zic și eu ceva. Pot să duc. Mă bucur că pentru prima oară vorbești și sincer în sfârșit. Sincer, știi.